vorbind puțin cu fratele păstor despre formatul de vineri seara, mi-am dat seama că aproape orice aș face în seara asta mă încadreze. Că ai zis că așa e mai lejer ca în familie și atunci cam orice aș face. Mă gândeam pe drum ce să împărtășesc cu voi și am hotărât să rămân la ideea din versetul care ne-a fost adus în față în seara aceasta, care spune, fără să-l afișez, Tu să te ții în totul, totului tot de Domnul Dumnezeul tău. E interesantă, spunea fratele păstor, expresia pe care o folosește Cornilescu și m-am uitat repede la alte traduceri în limba română. Foarte interesant că două traduceri probabil n-au știut cum să o pună mai bine și au spus tu să fii desăvârșit cu Dumnezeul tău. Dar și acolo e asterixul care spune, ideea este să-l ai numai pe el, să îi fii loial. Deci, oricum am întoarce-o, Moise vine și spune, tu să fii doar cu Dumnezeu. Credeți că trebuia să fie o surpriză pentru evreu? Categoric nu, pentru că Dumnezeu cum începe legământul cu el? Ascultă Israele. Eu sunt Domnul. Dumnezeul tău. Și care e următoarea expresie? În afară de mine, nimeni. Nu ai voie să ai pe nimeni. Deci Dumnezeu începe cu ideea aceasta de exclusivitate. Și dacă în seara aceasta cumva am fost aduși să ne focalizăm pe Dumnezeu și nu pe noi, și asta chiar e o mare schimbare, pentru că noi de foarte multe ori, nu vreau să zic de cel mai multe ori, când venim la închinare, ne focalizăm pe noi. Venim pentru nevoile noastre, pentru bucuriile noastre, pentru dureri și alte lucruri. În seara aceasta, cumva, zice, să ne întoarcem privirile spre El, că nu este vorba în primul rând despre noi, este vorba despre El. Și eu aș vrea să facem așa un mic studiu, să fiu eu moderatorul. Ați putea să mă lămuriți de ce ar trebui eu, cel mântuit, să mă țin numai de Dumnezeu, să fiu doar cu El, pentru că ideea nu este una veche testamentală doar. Mântuitorul când este ispitit îi spune diavolului Du-te de aici pentru că este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui. Încă o dată, exclusivitate. Da? Spuneți-mi atunci totuși de ce? De ce ideea aceasta de exclusivitate care este grea, trebuie să recunoaștem. Adică nu e chiar așa de simplu cum vorbim noi să fii numai cu Domnul, să te încrezi numai în Domnul, să-i slujești numai Domnului. Și avem o dovadă foarte clară în toată istoria Vechiului Testament, care, în înțelegerea mea, Evreul nu s-a lepădat total de Dumnezeu. Și în vremurile de apatie spirituală. El nu s-a depărtat, nu l-a negat pe Dumnezeu, că nu există Dumnezeu, că nu este bun. Ce vreau a spus, Dumnezeu e bun, le are pe a lui, dar lângă Dumnezeul nostru îi mai luăm un pic și pe aia, mai facem și pe asta mai facem și... Le aducem așa toate împreună și atunci și cu Dumnezeu și asta nu știu dacă e chiar străin de creștinătatea practică. Că Oare noi am fi inventat asta? Că atunci când trebuie să treci puntea mai... Da, dai mâna și cu la alt și după ce ai trecut tot cu Domnul, dacă te lasă la alt. Dacă nu te lasă, asta este, ai ales cu el. Deci v-am oferit timp de gândire cum ați argumenta eu să fiu numai cu Dumnezeu. Exclusivitate. Nu 99% cu Dumnezeu, nu mai tot timpul, ci numai cu Dumnezeu. Întrebări ajutătoare. Mântuitorul vorbea despre doi stăpâni și făcea o afirmație. Care este? Nimeni nu poate să-i împace pe doi. Ori cu unul, ori cu altul. Acum eu am înțeles următorul lucru. Dacă diavolul aruncă ideea aceasta, că au zice, eu sunt mulțumit, rămâi și cu Domnul, dar ascult și de mine. Te închin și Domnului, mi te închin și mie, știi? Problema este că Domnul nu-i mulțumit. Deci, dacă noi alegem și Domnul spune, la revedere, eu Eu vreau exclusivitate. Deci, avem pe de-o parte motivația aceasta că este imposibil să fim cu doi stăpâni, oricine ar fi ei. Și una din marile probleme ale evreului pe care Dumnezeu o condamna mereu era inima împărțită. Și asta este și chemarea la trezirea profetului până când șchiopătați de ambele picioare. Dacă vreți cu bal, frate, ai voie cu bal, du-te cu bal, rămâi cu ce-ți dă bal, iar dacă vrei cu Dumnezeu, ai terminat-o cu el. E interesant că din multe puncte de vedere, chiar în perioada aceea stricteții, Dumnezeu nu exclude să te duci cu altul. Pentru mine era foarte surprinzător chemarea lui Iosua. După ce Dumnezeu își împlinește făgăduințele, spune, uite Dumnezeu cât te-a făcut. Acum zice, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Ori idolilor la care slujeau părinții voștri, ori Domnului. Și tot m-am frământat. După atâta vreme, că zice, dacă vrei să slujiți Domnului, să scoateți afară idolii. Unde e o purtată ea atâția ani? Și o dat așa, din generație în generație, că el face referire la unele lucruri de pe vremea lui Avram. Și totuși undeva, nu știu, în inimă, unde îi mai păstrau ei ce făceau, dar Dumnezeu spune, nu îți place cu mine, nu ți convine cu mine. Ai varianta, dar pe mine nu mă bage nicio combinație. Asta au înțeles destul de greu, dar totuși au înțeles păgânii. Vă aduceți aminte când o echipă se gândește că Dumnezeu nu face chiar ce vrea el, lor le vine o idee să plece la cucerire, sunt bătuți de filisteni și atunci vine ei acasă, e acolo precizarea că nu s-a dus cu ei chivotul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se bagă în chestii de genul acesta. Și atunci a zis, ei cum adică la Dumnezeu face ce vrea el? Hai vă frate, găsim niște blășgani și ducem noi chivotul. Adică îl obligăm pe Dumnezeu să vină în războiul nostru. Și surprinzător sau nu, depinde cum privești lucrurile, se duc acolo, tot filistenii bat și filistenii au o mare surpriză. Când socotesc ce au câștigat, și avem un Dumnezeu în plus. Dar foarte interesant, când ei găsesc votul Domnului, văd eu acolo un debate. Mă gândesc că unii au zis, bă, aruncăm la da, asta praf și pulbere, e zero. Alții au zis, bă, nu ne jucăm, că asta e Dumnezeu evreilor și cu asta nu te joci. Și în urma tuturor discuțiilor, știți ce loc au hotărât să-i dea lui Dumnezeu. Păgânii, știți ce loc. În cel mai important templu al lor, lângă cel mai mare zeu al lor. Adică o să spun, băi, hai să ne înțelegem. Acum ar trebui cam să fie mulțumit Dumnezeu că noi îl punem exact lângă cel mai barosana nostru. Și când vin dimineața, îl găsesc pe al lor făcând mătăni. Da? Ce-o fi zis? Băi, ce știe ce cu tremurul fost azi noapte, l-am simțit și îl îndreaptă înapoi și Domnul atunci îl face bucăți. Știți care este mesajul? Pe mine, Dumnezeu, nu mă puneți pe picior de egalitate cu nimeni. Chiar dacă voi mă așezați lângă cel mai bun Dumnezeu, cel mai mare, cel mai, eu nu sunt mulțumit cu asta. Pentru că eu sunt unic și pe mine nu mă asemănați cu nimeni și nu mă puneți pe picior de egalitate cu nimeni. Deci e clară ideea aceasta că nu îl poți împăca pe Dumnezeu cu nimeni pentru că este unicul Dumnezeu. Vă pun o întrebare practică. Dacă am vrea cu doi, adică să nu sunt mulțumit doar cu Dumnezeu, nu l exclud pe Dumnezeu, îl folosesc pe Dumnezeu, dar aș mai vrea și altceva. Dați-mi așa o idee măcar. Cine mi-ar putea da ceva în plus față de ce îmi poate da Dumnezeu? Sigur? Sănătate. nu poate da altcineva. Adică mai multe decât îmi dă Dumnezeu. Bani mai mulți decât îmi dă Dumnezeu. nu poate da cineva. Faimă mai mult decât îmi dă Dumnezeu. Minciuna să scam mai ușor din, o situație. Minciuna, să mai ușor din o situație. Nu, întrebarea mea de fapt este există cineva care poate să-mi dea ce nu-mi dă Dumnezeu? Ce nu poate da Dumnezeu? Și aici răspunsul este clar, nu. Unde putem intra noi în discuții, este următoarea situație și unul simplu. Frate Iuga, eu știu că Dumnezeu îmi poate da, dar Dumnezeu nu vrea să-mi dea. Și atunci, când Dumnezeu nu vrea să-mi dea ce vreau eu, când vreau eu, aș apela la varianta B, Doamne, îmi dai sănătate. Nu, a, deci poți și nu-mi dai. Da, nu-ți dau acum. Păi acum apelez la varianta B, primesc sănătate, dar rămân și cu tine. Mă scos din ecazul ăsta acum. Nu. Păi dacă nu mă scoți tu acum, am varianta B, mă scoate din ecaz acum, de eu rămân și cu tine. Și... Vedeți, Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Dar nu există lucru în lumea aceasta, în univers, pe care Dumnezeu să nu mi-l poată da. Că el va decide să mi îl dea sau nu când vreau eu, este cu totul altceva. Și pe ce aș pune eu accentul în seara aceasta? Că aici văd eu cumva și logica. Dumnezeu îmi cere să-i fiu loial, numai lui. Dar spuneți-mi cum este Dumnezeu în relația cu mine? Dumnezeu îmi cere să fiu credincios. Dar cum este Dumnezeu? A, credincios. Păi, vedeți și după logica omenească, dacă Dumnezeu este credincios și este, eu de ce n-aș fi credincios? În relația cu evrei, poate nu vedem nuanța aceasta de la început când spune Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Deci nu este varianta eu sunt Domnul și sunt și Dumnezeul tău. Mai am o grămadă, dar sunt și Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul și sunt doar Dumnezeul tău. Și pentru că eu sunt doar Dumnezeul tău, aștept de la tine ca tu să fii doar poporul meu. Nu e logic? Nu vi se pare normal? Nu e onest? Dacă Dumnezeu spune, eu te-am ales doar pe tine, dar vreau și tu să mai ai doar pe mine. În Noul Testament, eu puneam de multe ori întrebarea, câte biserici, câte mirese are Isus Hristos? Una singură. Și mireasa, câți iubiți trebuie să aibă? M-am gândit să fac un exercițiu cu Paul. Ai două variante, să fii de acord sau să fii de acord. Acum toți o să fie atenți să vadă ce discut eu cu tine. Nu știu, mă gândesc pe aici prin... Dar tu umbli, nu stai numai prin sighet. Dar să zicem prin sighet, nu mai vin așa la muncit, străin. De unde? Din Venezuela, din... Pakistanez, da? Și vin numai băieți sau și fete? A, încă n-ai văzut, da. Ei, să zice, e, e pe bune, să zice că apare una, nu știu cum apare, năcăjită săraca, vai de ea, limbă nu știi, aia nu are, aia nu are, aia nu are. A, dacă ai vedea o năcăjită așa, tu creștin autentic, ți-ai face milă de ea? O leacă, da? Și ai face tot ce poți să -i mai bine, Pă, hai să-i dăm la asta o locuință, hai să învățăm asta, hai să-i dăm niște haine, hai să aibă și ea meniu zilei mai bun. O fată care nu are nimic, care nu merită nimic, ți se face milă de ea și faci tot ce poți mai bun și să presupun că poți face foarte multe. Da? Bun, mi se pare un gest creștin de excepție totuși, că nu oricine l-ar face. Și așa, după o vreme, dacă tot e ocupat de fata asta, ai vedea că ea ar vrea să se mărite. Ah. Bun, dar așa în inima ta mare și tare. ei dau o șansă să se mărite cu tine. Aha. E bun, e bun că ești precaut, că... dar mergând pe mâna mea și spui, frate, dacă tot am făcut atât, ai da, cine să se îndure de ea? Acum, dacă tot m-am îndurat, eu mă îndur până la capă, da? Uh... Nu, poate ai lămuri eu și să vă logodiți. Bine, o băgăm noi în apă, o spălăm, o facem de-a noastră. Deci nu, nu sărim peste. Așa, după ce te logodești cu ea, cam ce ai aștepta? De câte ori pe săptămână să iasă la înghețată cu un alt maramureșan? Nu te băga, că e fata lui. Și te baga. Eu cu el discut. De da. Deloc. A, ești cam durme. așa, la un ceai. La... Dacă Bă, e păstor, da. Bă, eu nici cu păstorul n-aș fi de acord. Eu dacă te-ai logodit și ești a mea, aștept să fii a mea. Adică, într-o lume normală, ți se pare, totuși, că loialitatea are locul ei și rostul ei. Și e ok lucrul acesta. Nu pricep de ce unii creștini nu înțeleg. Nu că i-ai oferit o șansă la fata aia. Hai să ne gândim. Dumnezeu are o istorie cu poporul său descrisă în Ezechiel 16, care e dureroasă de tot vis-a-vis -vis de ce a făcut Dumnezeu pentru popor, ce a făcut poporul față de el. Dar să ne gândim. Cine eram noi când s-a uitat Hristos la noi? Cine eram? Avem trei variante. Nimeni, nimeni și nimeni. Și Hristos ne ia de acolo, Hristos investește noi, Hristos ne spală, Hristos ne ridică, Hristos ne dă un nume, Hristos ne dă o familie, Hristos ne îmbracă în haina neprihănirii, Hristos pune Duhul Sfânt în noi și aș putea vorbi toată seara. Ce face Hristos cu niște nemernici ca noi care nu merităm nici să se uite la noi? Și pentru că nu se îndură nimeni de noi, ce-a hotărât Hristos? Dacă tot am investit în ei, acum mă logodesc cu ei și fac din ei mireasa mea. Și Hristos decide să fie loial bisericii lui. Și biserica, cu cine se iasă la înghețată? Știți că Apostolul Pavel prinde foarte bine ideea asta, dar noi nu o prea dezbatem. El de multe ori vorbește despre acela. Despre acela. Dar unul din pasaje, nu știu dacă v-am spus, m-am dus într-o seară, așa am apărut și eu, nu știu în ce conjunctură, la o biserică, și am întrebat, aveți, că avem studiu biblic, ce text aveți? Și mi-a arătat textul, dar zice, nu frate, ne de unde vorbește? Zic, nu, ăsta vreau la... Pentru că era un text care nu prea poți să-l citești dacă te duci așa ca musafir, că te fluieră ăștia. Bă, au venit Iuga la noi acum așa, auzi, din toată Biblia nu a păsat l găsit. Și ce era în textul ăla? Apostolul Pavel spune, v-am logodit cu un bărbat. Când Apostolul Pavel spune, v-am logodit cu un bărbat, ce vă trece prin minte, surorilor? La cine se referă? ah, la Isus Hristos. De nu se oprește la ideea, v-am logodit cu un bărbat. El spune, acum datoria mea este să vă ajut pe voi cei logodiți cu Hristos ca să vă prezint înaintea Lui ca pe o... Nu, 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 nu. Corintenie. Ca pe o fecioară. Ăsta este termenul Cornilescu. Dacă ar fi ales Cornilescu, când generația lui fecioria era înțeleasă foarte clar, dacă ar scrie Cornilescu în generația noastră, cum ar spune? Trebuie să vă prezintă înaintea lui Dumnezeu ca pe o virgină. Acum, eu sunt mai greu de cap. O virgină cu cine a avut relații? Este toate alea trei variante. Cu nimeni, cu nimeni, cu nimeni. Deci, Apostolul Pavel spune: Odată ce v-am logodit cu Hristos, voi îi aparțineți doar lui. Și este datoria mea, ca slujitor, să vă ajut să fiți numai ai lui, că atunci când veți ajunge din să fiți fecioara aceea curată, neprihenită, care intră în gloria slăvită. Noi trebuie să fim credincioși. O să vă dau un verset care vă întreb dacă am voie să schimb puțin. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Cât aș greși în Spiritul Bibliei ca spune așa, noi trebuie să-i fim credincioși pentru că El este credincios înaintea noastră. Și chiar mă gândeam, la un moment dat, nu știu, săptămâna asta am zis că dacă mă duc undeva, poate. Ar trebui să învățăm o frază care e atât de simplu să o știm. Dar Dumnezeu este credincios. Dar Dumnezeu este credincios. Și poate avem timp să ne uităm în viața unor oameni, să vedem ce înseamnă a lui Dumnezeu. Dar uite, acum pot să ne pui niște versete. Hai să începem cu Evrei 10 cu 23. Pentru că o să vedeți două aspecte, care exact ca și în Vechiul Testament, că în Vechiul Testament... Sunt cele două aspecte. Este vorba de Dumnezeu și tu să te ții. Dumnezeu și tu. Aici spune așa. Cel care a făcut făgăduința, cum este? Mie îmi place câteodată să schimb lucrurile în verset, că atunci imediat se deschid ochii. Știi? Deci cel care a făcut făgăduința este credincios. Și cine e cel ce a promis? Cine? Pavel sau cine? A, ah, Dumnezeu este cel care a făcut o Și pentru că El este credincios, ce ar trebui să facem noi? Să ținem fără șovăire la mărturisirea de deci noastre. Dar m-a surprins să văd în Noul Testament de câte ori, o să vă dau câteva, de câte ori se menționează aspectul acesta. Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este loial. În consecință, aveți niște responsabilități. Evrei 11 cu 11, există o femeie care a crezut în ce a crezut, în credincioșia celui ce i-a promis. Și pentru că a crezut în credincioșia lui, ce s-a întâmplat? A primit putere să facă minuni. A crezut în loialitatea lui Dumnezeu față de propriul lui cuvânt. Și a ajuns sara la concluzie, Dumnezeu nu minte. Dacă Dumnezeu a spus, Dumnezeu nu poate să mintă, rămâne credincios, și de acolo i-a venit puterea necesară. Poate că avem și noi. 1 Saloniceni 5 cu 24. Vă mai dau câteva versete, și aici o să am nevoie de ajutor dacă are cineva Biblia să o deschidă. Că fratele păstor spunea că trebuie să ne uităm în context. Deci, 1 Saloniceni 5 cu 24. cel ce va chemat, de nou este vorba de Dumnezeu, de Hristos, cum este? Este credincios. Și va face lucrul acesta. Da, cineva să-mi spună ce lucru va face Dumnezeu credincios. Asta este în context. Ne va sfinți? Ne va păzi. Da, deci încă o dată, credincioșia lui Dumnezeu este ceva activ. De asta am spus că un Dumnezeu credincios nu stă. Un Dumnezeu credincios lucrează. Uitați că de clar este de 2 tesaloniceni 2 Tesalonicen 3 cu 3. Este din nou credincioșia lui Dumnezeu. Două versete vă mai dau, deci nu o să vă obosesc. Domnul este credincios și pentru că este credincios, ce va face? Vă va întări și vă va păzi de cel rău. Păi înseamnă că noi nu ne rugăm degeaba și nu ne duce pe noi în ispită, ci păzește-ne de cel rău, da? Pentru că cel care ne-a promis este credincios și el o să ne păzească. Deci noi nu vorbim cu Dumnezeu ca să pierdem vreme. Noi când vorbim cu Dumnezeu, trebuie să fim 100% convinși că El este loial, El este credincios și când promite ceva, dacă ne-a promis că ne păzește de rău, chiar o să ne păzească. Deci când mai auziți câte unul, că bă, oare nu el la blestemat, oare nu cu tare. Și sunt tot felul de lucruri din astea în lumea creștină. Deci să frate, eu că mi-a zis cineva că sigur trebuie să fie un blestem. Păi stai un pic, dacă tu ești al lui Hristos, dacă locuiește Duhul Sfânt în tine, dacă Dumnezeu a pus sigiliu Duhului Sfânt și ți-o promis protecție, cum să te blesteme de acolo? Zic, dar... Păi tot cineva din biserică i-a spus. Bravo, zic, e super, da. Și am zis că mai unu, 1, 1 Corinteni 10 cu 13, îl știe cineva pe de rost. Sau știți că îl știți pe de rost și nu știți că e 10 cu 13. Nu v-a ajuns? Nu ați văzut că știți. Nu va ajunge ajuns nici o ispită care să nu, nu, cu 13, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care cum este. Vedeți, mereu Pavel vine cu aspectul acesta. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este credincios. El nu va permite să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pe care o permite. Ce a făcut deja? a pregătit deja și mijlocul să ieșiți din ea. Înfrânți sau biruitori? A, să o putem răbda, atunci înseamnă că este spre biruință. Deci ideea aceasta este foarte clară. Avem un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care în credincioșia lui lucrează și un Dumnezeu credincios așteaptă un creștin, așteaptă o mireasă credincioasă, care în credincioșia ei ce să facă? să lucreze. Un Dumnezeu credincios face, credincioșia nu este doar ceva teoretic, un Dumnezeu loial face, se implică și un creștin loial lui Dumnezeu ce face? Face și el ceva. Ați văzut, una din idei era să ținem la mărturisire, adică loialitatea înseamnă că eu spun, păi, dacă eu m-am logodit cu Hristos, cum să nu spun că m-am logodit cu Hristos? De ce să-mi fie rușine că sunt ai lui, al lui? Dacă cineva spune, băi, ești cu mine, vorba, ești cu mine la o înghețată, băi, scuze, nu se mai poate, de ce? Păi sunt al lui Hristos. Mi-a rămas în minte, sunt așa chestii care îți rămân în minte, alte nu le în minte de pe zi pe alta. Citeam, nu mai știu, în timpul liceului, să când am fost și eu tânăr, și citeam despre un creștin care călătorea cu trenul, asta era povestea, și erau trei bărbați în compartiment s-au să joace cărți. A bine, acum asta se poate juca, lăsați numai. Și era pe vremuri când n-aveam voie să jucăm cărți, doamne arte. Și da, lor se pare că trebuia să joace ceva în patru și s-au gândit că ea să cunoștea. O să doamne, nu, Pii și matale la nu știu ce, nu le aveam cu astea, știi? Și el s-a la ei și o să chiar mi-ar face plăcere să joc cu voi, Aș fi încântat, a trece și timpul mai ușor, dar zice, am o problemă. Zic că n-am mâinile la mine. E și-a să uitat la el, ce o fi? Bă, tu ai probleme la țiglă, nu la cum, adică n-ai mâine la tine. Eu lăsat un pic așa. O, o, că da, că vedeți că am. Dar ce să vă spun ceva? Asta zice, nu sunt ale mele. În urmă cu câtva timp, eu îi le-am dăruit lui Hristos de le-aș avea eu pamele dinainte. Zice, mama, de -și? deci așa. De aceea astea sau lui Hristos și nu pot face decât ce-mi dă voie stăpânul. Și atunci el le-a spus cum s-a întors la Dumnezeu și toate alte. Asta înseamnă să faci ceva, să nu-ți fie rușine de el. Dar întrebarea mea este următoarea. Dacă ne este rușine de Hristos, să fim doar cu El, să-L mărturisim doar pe El, să ne încredem doar în El. Cine ne ține lângă Hristos? Adică de ce stăm? Ne ține Hristos cu forță. Chiar, chiar credeți că dacă noi ne-am lepădat de Hristos, ar da, știu, eu, fulgerul peste noi? Nu, dar niciun fulger, frate, că sunt atâția derbedei și atei și cu zi, că nu-i fulgere nimeni. nimeni. Deocamdată. Deci eu nu merg pe variante azi. Nu te pocăiești, de tramvaiul peste tine cu tare, vin inundațele, te ia pe tine, că lumea râde de mine. Și ah, da, dar cei mai mulți în lumea asta n-au treabă cu Dumnezeu și nu le crapă la toți. De fapt, mai am, da, am că nu, nu o probez asta pe voi, că mai am două sfaturi, așa măcar să arunc bâza, știți, să... o să îmi pregătesc acum un mesaj și primele două puncte, știți care este? fugi de neprihănire. Și a doilea punct, ferește-te de neprihăniți. Dar vine și punctul 3. Acum, ca să nu vă las chiar de tot în ceață, de ce zic fugi de neprihănire? Că m-am uitat la câțiva oameni neprihăniți, bă frate, prin câte necazuri au trecut? Știți și voi, neprihăniți care au trecut prin necazuri. În afară de voi, mă refer. Nu, eu vorbesc de aia din Biblie, care chiar au fost cu o viață sfântă și... Parcă atunci când erai mai neprihănit, te pognea. La cine v-ați gândit așa repede, apropo? Un neprihănit? Iov? Nu, în prima variantă zici, bă, da, și la ce e folosit lui Iov? Că și el ajunge să întrebe. Zice, doamne, dacă eu... Știți, salmii s-au spus, doamne, eu chiar degeaba să-l Uite în ce hală am ajuns, pentru că sunt lui alții, sunt neprihănit, da? Deci fugi de neprihănire, că neprihănitul are și necazuri. Și de ce zic fugi de neprihăniți? Că știți ce mi-a dat seama? Când Dumnezeu lovește pe un neprihănit, îl lovește, așa, cu ghilimele de rigoare, nu suferă singur. Pe ce, eu vă suferi singur? Deci nici nu vreau. Oricum v-am băgat în ceață acum, Adică tata e neprihănit, copiii încearcă să fie și ei neprihăniți pentru că tata e neprihănit, ce pățesc copiii? Le cântă trompetele, fanfara, da? Păi în general, dacă neprihănitul nu e singur în lumea asta și nu prea există neprihănit singuri, de câte ori este lovit neprihănitul, cine suferă? Cei de lângă el. Și la prima idee el spune, frate, vrei o viață mai liniștită? Fugi de neprihănire și ferește-te de neprihăniți. S-ar putea să ai o viață pentru o perioadă mai ușoară. Dar punctul 3 îl știți care vine și repară, da? Deci ideea de credincioșie este simplă. Eu Dumnezeu sunt credincios, eu acționez în credincioșia mea. Dar sigur, cum știu eu că este bine și aștept de la voi să fiți credincioși. E adevărat că tot am zis asta, așa că poate vă dau ocazia, uite, vă dau ocazia, așa păi trec la ultima parte practică sau mai practică. Îmi puteți spune persoane în viața cărora s-a văzut credincioșia lui Dumnezeu, dar sunt un pic mofturos. Să te gândești la o persoană în care s-a văzut credincioșia lui Dumnezeu, dar o perioadă ai avut impresia că Dumnezeu nu e acolo, că Dumnezeu nu vede, că Dumnezeu nu aude, că Dumnezeu nu acționează. Iosif, dă-i descrierea. Vândut, aruncat în groapă, pe când te reabilitezi un pic, așa, așa temnițe și toate. Dar ai putea să spui expresia asta după ce o iei și o spui așa cum am băgat eu mai negative, știi, cu asta, Să spui, pe frate, uite, asta, 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 ai putea încheia, dar Dumnezeu a fost credincios. Și când a sosit momentul și a dat seama el, și-au dat seama frații lui, și-au dat seama toți că Dumnezeu de fapt n-a lipsit niciun minut. Și Dumnezeu a fost credincios întotdeauna, numai că Dumnezeu a fost credincios planului Său care îl urcă pe Iosif dincolo de ce și putea imagina el sau familia lui vreodată, da? Aveți vreo femeie în viața căreia Dumnezeu și-a arătat credincioșia? Și o vreme parcă. Ana, vă încetiți gândurile, da? Ana, care Ana? Aia, nu? Aia care ia și mișca buzele și ea când își mișcă buzele, mișcă inima lui Dumnezeu. Foarte interesantă conexiune între unii își mișcă buzele și mișcând buzele, mișcă inima lui Dumnezeu. Deci o vreme, dacă te uita în viața acestei femei, spui, băi, asta săracă, nu știi, blestemată, ce se întâmplă cu ea? Acasă nu are liniște că aia nu știu ce. Când vine la templu nu are liniște că aia la vine tot așa cu aia. Are și ea o dorință să aibă și ea un copil și pe ăla să-l crească pentru Dumnezeu. Și... Că măcar ai zice omenește, bă, dacă îi durele ei, măcar să aibă și ea o singură mângâiere și nu se întâmplă nimic. Știi? Nu se întâmplă nimic sau nu se întâmplă nimic până când? până când o pregătește Dumnezeu, până când pregătește Dumnezeu condițiile, pentru că Samuel trebuia să vină la un anume moment, să crească într-un anume fel, să fie o anumită conjunctură în Israel, probabil Ana să aibă o maturitate, că nu m-aș mira dacă Ana la început ar fi zis, da, mi dă un copil să am și o mângâiere, să am cu cine povesti cu tare, știi? Și Domnul spune, pentru asta nu-ți dau copil deocamdată dă un copil care să aibă grijă de mine la bătrânețe. Domnul spune, nu, nu mă interesează, că o să am eu grijă de... Ea. Și după ce se maturizează, habar n-am câți ani au trecut, spune, Doamne, am o întrebare, îmi poți da un copil pe care să-l cresc în așa fel ca tu să-l folosești pentru schimbarea națiunii? Și Domnul spune, nu, acum îmi place ideea, acum o să simt momentul. Deci, tot ai zice, nu, 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 și apoi te uiți și zici, băi, stai un pic, Dumnezeu a fost credincios. Dumnezeu a fost mereu acolo. Lucrurile nu sunt străine în Noul Testament. Unul din cazurile arhi cunoscute este Lazar, respectiv Maria și Marta. Ele trimit sms vezi că acela pe care îl iubești. Adică ele chiar se duc la sentimentul Domnului Isus Hristos. Nu spune Lazar fratele pe care îl iubim noi. Toată lumea știa că îl iubesc și ele pe Lazar, da? Și cum spune? Vezi că acela pe care îl iubești tu. Figuri suntem noi cu Dumnezeu, așa e? Mereu vrem să-i aducem aminte, știi câte ceva. Doamne, știi că ai promis tu, știi că nu... Da. atât ai mintiuța noastră. Noi credem că Dumnezeu are nevoie de argumente de genul ca să-l convingi, știi? Și se e clar, vezi că acela pe care îl iubește, bolnav, ar fi vremea să vii. Și Isus n-a venit. Și știți că până la urmă și oamenii au spus, păi, câte au făcut femeile astea pentru Isus și Lazar. Nu putea să facă și Isus să vină mai repede și... Și cam toți intră în durerea aceea. Dacă ai fi venit, dacă ai fi făcut, dacă... Și când te uiți, spui, nu, Dumnezeu a fost credincios. Dumnezeu n-a venit să vindece un bolnav. Hristos n-a venit să... A venit să Scoată din mormânt un om care era de patru zile. Acum. Asta este problema noastră cu acum. Dacă o să vă uitați că ați menționat De Iov, există un capitol în care el spune durerea și el tot spune și acum, și acum, și acum. Și apoi am zis și eu, stai, mă Iov, că nu-i numai acum. A fost atunci. Și tu dacă te uiți în trecutul tău, poți să spui, Viorele, dar atâția ani Dumnezeu a fost credincios. Dar el zice, Viorele, dar acum, stai că nu-i numai acum, acum e un moment. Acum dispare și o să vină ziua de mâine. Și vei vedea ce face mâine Dumnezeu. Și s-a lămurit în final, Dumnezeu a fost credincios. Da? Ei, am zis că trecând de la asta, ce înseamnă pentru mine, la modul practic, faptul că Dumnezeu este credincios? E clar că Dumnezeu este credincios. Și este credincios pentru că nu poate fi altfel. Știți versetul acela din Scriptură? Chiar dacă noi suntem necredincioși, el, el e Dumnezeu, el nu poate fi cum suntem noi. El rămâne credincios. Ce înseamnă pentru mine lucrul acesta? Câteva lucruri. Că este suficient. Dumnezeul acela credincios este suficient să spuneam că nu există domeniu în viață și în veșnicie care să nu ne fie împlinit în Hristos. Apoi un lucru foarte clar. Faptul că Dumnezeu este credincios înseamnă că mă pot baza pe El. De ce Biblia spune să nu ne îndoim? De ce spune să ne rugăm cu încredere? De ce spune să ne aruncăm toate greutățile și îngrijorările asupra lui? Pentru că el este credincios. În el putem avea încredere, pe el ne putem baza. E Și acum vine partea cealaltă. Faptul că Dumnezeu este credincios îmi spune mie că Dumnezeu așteaptă credincioșie. El este credincios, așteaptă credincioșie. El este iubitor așteaptă iubire. El mă rabdă, așteaptă să fiu și eu răbdător în relația mea cu alții. El mă iartă, așteaptă să fiu și eu iertător. Bun, dacă Dumnezeu așteaptă credincioșie, Dumnezeu mă și ajută să fiu credincios sau doar așteaptă credincioșie? Cred că aici este valabil versetul. El deși voința și înfăptuire. Asta este frumusețea aceea extraordinară la Isus Hristos și diferența enormă între legea pentru evreu și Hristosul pentru creștin. Legea îți spunea, numai bun. Și legea făcea așa cum faci tu. Îți spunea și stătea. Nu, no, frătiuț, împlinește. Ai împlinit, ai primit bomboană. N-ai împlinit, te-am pognit de numai. Hristos vine, ne cere mai mult decât legea, dar nu face așa. Nu, no, Viorele, să te văd. Nu, Hristos spune, aștept să fii Loial și sunt aici să te ajut. Aștept să faci lucrul acesta și sunt aici să te ajut. Aștept să nu faci lucrul acesta și sunt aici să te ajut. Asta înseamnă că avem scuze sau nu avem scuze? Nu avem scuze. Dumnezeu este credincios și așteaptă credincioșie. Și dacă el așteaptă credincioșie și mă ajută la credincioșie, va răsplăti credincioșie. Aici sau dincolo? Și aici și dincolo. Dar nu după calendarul meu. Dar aveți dreptate. Și aici și dincolo. Și... Să o zic și pe asta. Dacă el așteaptă, este credincios, așteaptă credincioșie, mă ajută să fiu credincios și nu sunt credincios, el se supără pe cei care nu sunt credincioși. Nu sunteți încântați, mai bine o lăsăm. Vă spun eu, se supără, chiar îl doare foarte mult, dar nu numai că se supără. Ascultați, pedepsește. Pedepsește. Nu ne place ideea aceasta. Dumnezeul care binecuvintează credincioșia, dincolo de imaginația noastră este Dumnezeul care va pedepsi lipsa de credincioșie dincolo de imaginația noastră. Pentru că, repet, Dumnezeu nu ne-a obligat să intrăm în relație cu El. Și nu ne obligă să rămânem în relație cu El. Dar noi, când am intrat în relație cu Dumnezeu, am spus, băi, dar eu sunt favoritul. Nu Dumnezeu are nevoie de mine. Eu am nevoie de Dumnezeu. Nu Dumnezeu câștigă, eu câștig. Nu eu îi ofer lui Dumnezeu, Dumnezeu mă oferă. El m-a ridicat, El îmi dă pentru viață, El îmi dă pentru veșnicie. Și Dumnezeu spune, ok, eu sunt mulțumit cu asta și știu la ce m-am înhămat. Noi mai avem expresia asta, dacă aș fi știut. Deci pe bune, unii, dacă ați fi știut, vă băgați capul în așa ceva, în ceva. Că doar tot noi am inventat și mintea românului de pe urmă și nu știu ce, că le avem din viață. Și mulți, frate, de știam. Spuneți-mi, Dumnezeu, no, sper că mai artă Domnul că mai zic eu. Dumnezeu când s-a încurcat cu noi, a știu cu cine se încurcă. Și de câte ori i-a trecut prin cap să divorțeze de noi? Niciodată. Iar noi numai cu figuri în cap suntem. Noi suntem aia cu rachetele, cu avioanele, noi suntem nemulțumiți, noi ne băităm că ce faci, Doamne, când vii, Doamne, de ce întârzi, Doamne, grăbește-te, Doamne, tot noi luăm la rost. Și Dumnezeu spune, verele, eu sunt. Am zis ceva, știți că Dumnezeu avea, pentru că așa erau vremurile atunci, când spunea Dumnezeu, pe viața mea mă jur, mă jur pe mine însumi. Că eu o să fac lucrul acesta, ca să priceapă poporul, cât de serios este Dumnezeu când se angajează la ceva. Și normal când Dumnezeu credincios așteaptă credincioșie, pentru că știe că nu putem singur, ne ajută la credincioșie, dar când Dumnezeu vede că eu nu am niciun interes, ci din potrivă, în mod deliberat, dau cu piciorul în toate ofertele Harului. E absolut normal ca Dumnezeu să se supere și să se pedepsească. Vreau să închem cu rugăciune și spuneți ce credeți că ar trebui să ne rugăm. Ar trebui prima dată să mulțumim. Pentru ce să mulțumim? Doamne, îți mulțumim că ești credincios. Și nu știu dacă n-ar trebui să ne scriem, nu știu, pe telefoane sau pe pereți sau ceva, să ni se imprime o vreme, Dumnezeu este credincios. Nu e vorba în primul rând de mine. Și dacă te-ar întreba cineva, bă, ești tânăr, te-ai hotărât pentru Dumnezeu, tu știi prin câte vei trece în viață? De unde ai tu siguranța asta că vei rămâne lângă Dumnezeu? Ce o să-i răspunzi? Îi deci spui, bă, dacă e vorba de mine, eu nu, până sâmbătă nu stau pe picioare. Deci dacă e vorba de mine, sunt un faliment total. Dar am o siguranță. Dumnezeu cu care am intrat în legământ este credincios. Și știți ce spune apostolul? Cel care a început în voi această lucrare bună, îmi dă mie garanția că până în ziua aceea o să vă și le fuiasc, o să o, o finalizeze. E vorba de el, nu este vorba de noi. Da? Slăviți să fie Domnul. Deci aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că el a fost credincios și că noi n-am văzut asta, n-am știut asta, Dumnezeu a fost credincios. Da? Și dacă ar fi să ne cerem iertare, am avea pentru ce să ne cerem iertare? Pentru ce? Pentru lipsa de credincioșie. Păi deci spui, Doamne, acum eu ce să spun? Eu am mai făcut toc și altora. Nu, n-am făcut noi ca evreu, știi, când spune că le-ați aruncat sărutări la stele, știi. Dar oare în sufletul nostru, așa, la câte un păcat, nu i-am făcut noi așa. Te iubesc, da? Să nu mă vadă Iisus. Și că tot noi, noi ne temem să nu afle păstorul, să nu afle comitetul, să nu afle tata, mama, știi? Dar la noi este o relație de inimă. Și când îi faci ochi dulci cuiva, păcatul este așa, Dumnezeu nu vede? Și eu cred că ar trebui, nu știu dacă vreunul, nu, poate aia care sunteți de să spunem, Doamne, Tu ai fost mereu credincios. Nu te pot acuza niciodată. Niciodată. Mie nici nu-mi trece prin cap, cum să vă spun, mie nici nu -mi trece prin cap să mă înșele Dumnezeu. Nu, nu există conceptul ăsta la mine. Mi trecut nu mi-a și nu-mi trece prin cap. Dar eu mi-am mai permis câte ceva. Și atunci a... N-ar trebui să-mi pentru... Poate uneori nu știu, măcar pentru îndoielile mele. Să spun, Doamne, de atâtea ori chiar nu m-am gândit că Tu ești credincios și n-am mai avut siguranța aceea că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce se tem, da? O să-L rugăm, ce rugăm? Să ne ajute să fim loiali? Ce să ne dea voință, putere, înțelepciune? Sau pachetul întreg? Vedeți, nu avem cum. Revin la ideea Vechiului Testament, care apare și în Noul Testament. Dumnezeu spune, tu să te ții Da, pe de o parte, Dumnezeu ne ține, să să fie El. Adică El își face partea Lui. Dar nu mă ține cu forța. Eu mă țin rămânând în acele condiții pe care mi le oferă Harul ca să fiu în binecuvântarea Lui. Și dacă ar fi să-i ajutăm pe alții, la ce ar trebui să-i ajutăm? La o inimă credincioasă? poate la multe unde îi putem ajuta, îi pot ajuta și alții. Da. Deci să-L descoperi pe Dumnezeu și să-i rămâi credincios lui Dumnezeu. Vă spun ce am văzut eu prin bisericile noastre și nu știu de ce am rămas numai cu ideea asta. Și ar trebui să ni se deschidă un pic cu ochii. Normal că odată ce avem copii și avem tineri în biserică și tot, care este grija noastră cumva? Sau ar trebui să fie? tinerii aceștia să-L descopere pe Dumnezeu, să facă un legământ cu Dumnezeu și să fie în casa Domnului. Și la noi cum se traduce? Se pocăiesc, se botează și sunt biserică. Și spuneți-mi, faptul că un tânăr s-a pocăit, s-a botezat și a intrat în biserică, asta înseamnă că s-a încheiat? Dar noi de multe ori cam am încheiat-o. Și îmi pare rău că noi, ăștia bătrâni, care ar trebui să fim pildă și ar trebui n-ar trebui noi să-i ajutăm să spun, măi, acum că ești a lui Hristos. Eu sunt aici lângă tine să te ajut cu tot ce pot să rămâi numai ai lui Hristos. Și când diavolul îți va face curte și o să spună, bă, pe mine nu mă deranjează că ești cu Dumnezeu. Ai nevoie de mine, ia aici telefonul, mă sun și pe mine, Când nu te ascultă Dumnezeu. Că diavolul știe asta foarte clar și eu o privesc ca o realitate, și v-am spus, aici este provocată loialitatea noastră. Când știi, Dumnezeul meu are, Dumnezeul meu poate și Dumnezeul meu nu vrea. Și vine cineva și îți oferă. E, e varianta cea mai simplă, da? Cu înghețata, dar ofertele sunt mai mari. Știi că tata și mama îți pot da bani să cumperi toată toneta aia de înghețată. Și vii și spui, tată, dă bani de înghețată. Și el spune nu. N-ai? Bam! Și de ce nu-mi dai? Nu vreau. Și ca să o fac mai dur, dar dă o explicație. Dă că nu-ți dau explicații Eu nu am și nu vreau să-ți dau acum înghețată. Și stai acolo și salivezi, și vine unul care ce că e prietenul tău cu tare, zice, băi, lasă-l pe taică acum, cu tare, ține-mă aici de două înghețate la... Ce faci? E atât de ușor să spui că nu, eu dacă nu-mi dă tata înghețată și de creb nu mănânc? Sau să spui, dă-vă bani încoace, dacă vrei ți-o i acum vreau să mănânc înghețată, ai plătit tu, gata, dă bănuții încoace? Că eu cred că aici vine diavolul cu oferta. Când tu spui, Doamne, acum vreau asta. Și Dumnezeu spune, acum nu-ți dau. Și atunci dracul vine și spune, bă, eu sunt satană, mă, nu-s ca Dumnezeu care zice că te iubești. Eu sunt drac împelițat, eu zrău rău, dar ascultă, nu e chiar așa de rău cum tot să spune. Uite, Dumnezeu tău care poate să-ți dea tot înghețata din lume, nu-ți dă, ia că-ți dau eu de o înghețată gratis. Și aici ar trebui să fie maturitatea să spună, auzi, satană, de la tine nu-mi trebuie nimic. Asta ne-a învățat Mântuitorul în timpul ispitirii. Când diavolul vine și spune, fă pâine cu tare, Mântuitorul spune, pleacă satană. Dacă tatăl nu vrea să mănânc acum, poți să-mi tu toată pâinea din lume. De la tine n-am nevoie de nimic, eu ori trăiesc cu Dumnezeu, ori cărăp cu Dumnezeu, dar sunt a lui pentru totdeauna. Uh, Nu-i chiar ușor. Și ar trebui un pic să ne gândim la un alt nivel. Dar, uh, care e fraza care am zis că trebuie să-mi o repet și să o învățați și voi? Dar Dumnezeu? Și eu cred că nu s-ar supăra Dumnezeu deloc. Dacă ai discutat cu cineva să spui, păi, cum ești acum? Mulțumit? Nu. De ce? Că Dumnezeu nu îmi împlinește o dorință. Nu, no, și mai răi rămâi cu el. Da, că Dumnezeu e credincios, eu știu că el așa, dar nu-mi place la momentul respectiv, dar peste câtva timp o să spun că, în sfârșit, am văzut și eu că Dumnezeul meu este credincios și nu poate fi altfel. Deci, îi mulțumim. Dacă trebuie, mărturisim. Și apoi ne rugăm, Doamne, în timp ce eu îți sunt loial, ajută-mă să fiu un sprijin pentru alții, să fie și ei loiali. Ultima întrebare înainte de rugăciune. Și cum se ține unul de Domnul care nu se ține de Domnul? Adică, de fapt, întrebarea mea este: dacă nu ești a Domnului, te poți ține de Domnul? Dacă n-ai început să te ții de Domnul, te poți ține de Domnul. Nu, relația are un început. În cazul evreului unde s-a citit, evreul era deja în legământ cu Dumnezeu și Dumnezeu spune acum că a intrat în legământ, ține-te. Dar unul care n-a intrat în legământ cu Dumnezeu nu se poate ține de Dumnezeu. Unul care n-a intrat în legământul credincioșiei nu poate fi credincios. De asta poate că unii dintre noi sau poate că alții dintre ai noștri dragi nu trebuie să le spunem să fie credincioși Domnului. Ei n-au cum să fie credincioși Domnului, ei n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Și să le spunem, intră într-o relație cu Dumnezeu, poți fi 100% sigur pe credincioșia Lui și apoi toată viața te vei lupta să Rămâi credincios. Mă gândesc acum, știi când cred, Paul, că ar fi un moment bun de evangelizare, Când pe un prieten de-a tău îl lasă o fată. Îi face papuci, știi? Și vine să taie pe vene sau nu știu ce și spui, băi, asta este viața, dar uite, eu îți propun acum să intri într-o relație unde nu se experimenteze asta niciodată. Facem, nu? Mi-ai făcut inima mare, dacă ai promis. Bun, ne ridicăm la rugăciune, vă rugați cât vreți, dar nu lung și nu pentru toate. Ceva din luăm și aducem înaintea lui Dumnezeu că ne rugăm împreună.